Ucraina a intrat în 195-a zi de război. Trupele ruse încearcă să ia sub control întreaga regiune Donețk și continuă să lanseze atacuri aeriene și cu rachete în sud-estul Ucrainei. Rușii au fost blocați în Donbas, unde nu au reușit să avanseze în ultima lună, iar referendumul de anexare a regiunii ocupate, Kherson, ar putea fi amânat. Pe parcursul ultimei zile de război, rușii au lansat 3 atacuri cu rachetă, peste 35 de lovituri aeriene și alte 50 de atacuri din lansatoare multiple de rachete, informează statul major al forțelor armate ale Ucrainei. În această noapte au fost bombardate zone civile din Kharkov, Bahmut și alte localități din sudul Ucrainei. A fost raportat un atac asupra orașului natal al președintelui ucrainean Zelenski, Krivoi Rog, unde a fost incendiat un depozit de combustibil. Rachetele rusești au lovit din nou centrul orașului Kharkov, autoritățile le-au recomandat oamenilor să rămână în adăposturi. În regiunea Kherson, rușii planificau un referendum de anexare pentru data de 11 septembrie. Totuși, armata ucraineană a început ofensiva în direcția sud. Trupele ruse au ocupat poziții defensive în nord-vestul orașului, iar din alte localități s-au retras pentru a evita încercuirea. Autoritățile de ocupație au anunțat că referendumul ar putea fi amânat din cauza problemelor de securitate. Misiunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a părăsit ieri teritoriul centralei nucleare din Zaporojie. Totuși, doi experți au rămas pentru monitorizarea situației. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a declarat în adresarea de noapte că trupele ruse au tras cu artileria asupra liniilor de alimentare a centralei. E pentru a doua oară când un dezastru radioactiv e foarte probabil. Iată de ce Rusia trebuie recunoscută stat terorist, susține Zelenski. Ucraina mai are dușe citcu, prozoru și cestu poziție. Ucraina are o poziție foarte clară, transparentă și onestă. Cât timp noi am controlat centrala, nu exista nicio amenințare radioactivă. Imediat cum au venit rușii, scenariul cel mai rău de neimaginat a devenit posibil. E necesar un răspuns internațional din partea ONU și a fiecărei țări normale. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a transmis ieri printr-un comunicat că centrala nucleară din Zaporojie și alte termocentrale din regiune au fost deconectate de la rețea din cauza unui incendiu, însă liniile electrice nu au fost deteriorate. Energia de care are nevoie atomocentrala e generată de singurul reactor care funcționează. În ultima lună au avut loc numeroase incidente și bombardamente în apropiere și la centrala Zaporojie, care ar fi putut provoca un accident radioactiv.